Clădirile vechi ale Spitalului Județean de Urgență Bacău vor intra în reparații capitale. Practic, locațiile în care funcționează în prezent secțiile de psihiatrie, ORL, contagioase adulți și oncologie vor fi reamenajate, extinse și reabilitate termic. Astăzi, consilierii județeni au avut pe masă două proiecte privind documentația necesară realizării acestor lucrări de reparații. În martie 2017, la începutul acestui an, Spitalul Județean a demarat acțiunea de promovare a obiectivului de investiții prin Compania Națională în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sub programul Unități Sanitare din Mediul Urban, parcurgând prima etapă, și anume introducerea obiectivului în lista sinteză a obiectivelor propuse a fi finanțate. Corpurile vechi de clădire ale Spitalului Județean de Urgență Bacău au un grad de uzură fizică și morală ridicat și eficiență energetică scăzută. Clădirea a fost dată în funcțiune în 1906, construită din zidărie de cărămidă plină, cu fundații continuu din blocuri de piatră, cu acoperiș de tip șarpantă, din lemn, cu învelitoare din tablă zincată, se impun măsuri urgente de reparații capitale. Pentru amenajarea și modernizarea clădirii Spitalului Vechi, în care funcționează secțiile de psihiatrie, ORL, contagioase adulți și oncologie, sunt prevăzute următoarele categorii de intervenții. Lucrări de reparații capitale, lucrări impuse de expertiza tehnică, lucrări de reabilitare termică, lucrări de reamenajare interioară și lucrări de construcție, extindere etaj. Pentru realizarea acestor lucrări de investiții, consilierii județeni au trebuit să aprobe atât indicatorii tehnico-economici, cât și predarea amplasamentului către Ministerul Dezvoltării, care, prin Compania Națională de Investiții, va finanța mare parte din aceste reparații. Valoarea totală a investiției este de 6.445.000 de euro, din care Compania Națională de Investiții va finanța 6.387.000, iar Consiliul Județean 58.000 de euro. Din bugetul județului se va asigura finanțarea pentru lucrările de sistematizare pe verticală a plasamentului, racordurile la utilități, electrică, apă, canal, gaz, întreținerea și exploatarea obiectivului de investiții. Prin Spitalul Județean de Urgență Bacău vor fi asigurate în condițiile suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului. Se va menține destinația obiectivului realizat și se va asigura întreținerea acestuia pe o perioadă de minim 15 ani. Lucrările de reparații capitale, amenajare, extindere și reabilitare termică a clădirii vechi a Spitalului Județean au ca termen de execuție 34 de luni. Față de cele prezentate, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurile Europene prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului pentru realizarea obiectivului de investiții, reparații capitale, amenajare, extindere și reabilitare termică clădire, Spital Vechi, Spitalul Județean de Urgență Bacău. Dacă sunt discuții la acest șa, eu cred că cu toții ne dorim să urgentăm și să facem tot ce este posibil, așa că vă supun spre aprobare. Cele două proiecte privind documentația necesară realizării lucrărilor de reparații la clădirea în care funcționează secțiile de psihiatrie, ORL, contagioase adulți și oncologie au fost aprobate de toți cei 28 de consilieri județeni prezenți astăzi la ședință.